să vedem, hai să vedem ce a declarat, care sunt marile ținte, uriașele ținte pe care le are în vizor Gigi Becali pentru a face o echipă, așa cum tot ne spune, de Champions League. Și Doamne ajută să o facă, că o să ne bucurăm toți dacă își face echipă de spectacol. Haideți să vedem declarațiile în exclusivitate pentru Fanatic Superliga ale patronului FCSB, Gigi Becali. Încăm de transferul de 5-6 transferuri, trebuie să pregătim echipa. Apropo de transferuri, ne spuneți și nouă lista, vă rog, ce aveți în cap? Că e interesant, lumea e foarte curioasă, vă dați seama ce mare echipă pregătește Gigi Becali. O să fie 5-6 jucători, nu știu care, dar o să fie 5-6 jucători. Dați-ne 2-3 nume, doar așa. Păi na, să zic Luis Munteanu Alibec. Da? Aia la alții nu vi-i spun, că nu vreau concurență. Am înțeles. A, și Luis Munteanu și Alibec. Amândoi, da. Mamă, dar vă faceți echipă tare de tot. Păi nu se lasă, că ce parte e. Și încă un atacant. Cum? Luis Munteanu Alibec și încă un atacant? Și încă un atacant. Străin? Păi unul străin, că din campionatul intern n-a avut ce să putare să-i. Și cochetați și cu ideea să-i faceți o ofertă lui Rotaru pentru Mitriță? Bă, zic, dar zic, adică dar rămâne la zis, că nu. Adică că îmi place și, dar nu cred că pot să-l iau, adică. Păi, nu. Păi dar nu vor tine ăștia în tu aici, dar am zis eu, nu-ți dă ăștia jucători. Păi, dar câta, de ce să nu puteți să-l luați? Știți că Rotaru este om de business, domnul Becali. E de business, dar și eu sunt de business. Păi și cât ar fi? Adică mai mult de 2 milioane ar fi unul, 1,5 milioane ar fi unul ca Mitriță? Da, păi nu poți să dai un jucător 2 milioane pe jucător de 30, da. Păi și pe unde ar fi? Nu să discutăm de Mitriță, zic, nu știu, m-am gândit așa, m-a fost un gând și nu trebuia să-l spun, că nu vreau să trezesc discuții sau să supăr oameni. Am mâncat și bătaie, acum de ce să-l încip? Nu vreau să fac asta. Am înțeles. Mi-a venit un gând. Da, bun, jucător bun, asta e clar. Dar vorba dumneavoastră. Da. Care jucător vreau, care îmi place, e Otele. Îl vreți pe Otele? Bă, care mă gândesc la ei. Dacă îmi convine prețul, dacă nu se califică în Europa League sau tare, poate oamenii vor să câștigi niște bani, zic, nu? Da, nu, Otele aveți ochi. Otele mi se pare, l-am văzut și aseară, formidabil Otele, formidabil, domnule. Bă, nu știu, ăștia sunt jucătorii care vreau, mai trebuie, dacă nu, un atacant, nu știu, de afară, vedeți? Bă, vedeți? Dar după aia mai ne trebuie și încă un mijlocaș gen Borceanu, așa. Așa, mai ne trebuie și fundaș central, unul, și fundaș dreapta, fundaș stânga. Da, probabil există șanse să plece. Am văzut conferința lui Florinel Coman și a spus răspicat, în vară vreau să plec. Adică cred că va pleca dacă va avea ofertă. Bă, tată, dacă pleacă, îți dai și Dumnezeu să plece, îți dai și Dumnezeu și să stea, că va câștiga bani și aici, dacă nu pleacă, nu e mai problemă pentru Coman bani. Da. Adică nu va fi. Ochiți și atacanți din Portugalia? Un singur atacant poate fi străin, care să fie ceva foarte valoros. Singur atacant. Nu, vă întreb că aveam informații că s-ar putea să ochiți ceva din Portugalia, de-aia v-am întrebat. A, da, te-a spus probabil Vultura. Da, că mi-a zis că e în Portugalia, da. Da, că e și că are el un jucător acolo, studiază cu tare. El după ce îl studiază, el după aia se duce direct în cartoteca lui Pintilia, lui Meme, a lui Caralam. El ia și studiază. Ce studiază? Eu zic da sau nu. Da, am înțeles. Nu acum să mă uit pe clipul de fotbaliști. Da, normal. Și atacant, nu băiatul ăsta din Portugalia? Da, el e atacant, dar e cel că e de mare valoare. Bine, mă, dacă e de mare valoare, nu dă ea portă și pe. Am înțeles. Dar hai să vedem, nu? Prima ligă, nu? Da, din prima ligă, parcă. Nu știu. El să-l vadă. Și după aia să-l vadă și Pintilii, Meme și Haralam. Tot este. Am înțeles. Apropo de Pintilii și Haralam, Bus, mă gândesc că mergeți mai departe, nu cu cuplul ăsta de antrenori. Bă, dar sunt nebun. Adică cum? Adică ei campionatul ai la 10 puncte, mai sunt
cum să-i schimbe antrenori? Păi da, asta, la asta mă gândesc. Adică mă gândesc că mergeți mai departe. Că oamenii, cum să spun, iau campionatul la nu știu câte puncte. Se dă 2 milioane în Arabia, nu, că n-am de ce poți să-i fac. Da. Bun. Planuri mari. Și bani mulți. Da, planuri mari. Planuri mari, bine. Asta cu Mitriță, nu, nu, se, nu se duce Mitriță. E finul Rotaru. E finul Rotaru, nu există așa ceva. Asta e, știi cum e, asta e să ne jucăm așa. Da. Știi, bun, bun, avem deja prima reacție a lui Neluțu Varga pentru Fanatic despre otele. Hai să vedem ce a declarat în exclusivitate pentru Fanatic patronul CFR-ului Neluțu Varga. Atenție, duminică meci direct. CFR cu FCS chiar e ultimul glonte. Adică chiar e, nu, bă, știi cum e. Dacă îi bate CFR-ul, da, șapte puncte, puțin, așa. Nu, șapte puncte, mai au încă un meci direct. Zici, bă, dar dacă îi bate pe urmă, și în al doilea, mergi în Giulești, știi cum e. Da, bine, lucrurile sunt închise. Da.